Bună ziua, domnul Becali! Credeți că veți fi eliberat? Magistrații au rămas în pronunțare și au amânat pentru data de 3 aprilie decizia în dosar. În aceste condiții, latifundiarul mai are de stat în spatele gratilor. De când este la închisoare, Gigi Becali a descoperit o altă latură a sa, aceea de scriitor. Mulțumesc judecătorilor care m-au condamnat pentru că eu consider că a fost cea mai folositoare perioadă. Aici, după gratii, Dumnezeu m-a luminat, iar mântuirea este cea mai importantă pentru mine. Am să vă las cartea, doamna judecător, Muntele Athos, patria ortodoxiei, a spus Becali. Când va fi eliberat, Gigi Becali vrea să meargă la o clinică din Germania pentru a se opera la coloană.